Doamnelor și domnilor, bună seara și bun găsit la un nou grupaj informativ. Prefectul Marius Iorga s-a întâlnit ieri cu fermierii din județ. Aceștia au cerut ca Vrancea să fie declarată zonă calamitată, având în vedere seceta severă care le-a afectat culturile. Așa, ca să facem o mică retrospectivă a ceea ce am încercat să facem până acum. Să știți că am mai avut niște întâlniri cu reprezentanții ai asociațiilor de fermieri din județul Vrancea. Doamna Nicoleta Olteanu e foarte activă și trebuie felicitată pe tema asta. Dânsa a ținut legătura în continuu cu instituția prefectului. Astfel am ajuns la mai multe concluzii. S-a întocmit un raport, un memoriu, care a fost înaintat atât prin poșta specială către domnul Florin Barbu, ministrul agriculturii. Am avut concursul domnului Nicu Constandache, directorul Direcției Agricole, care mi-a furnizat tot timpul informațiile necesare, care le-am avut, am avut nevoie de ele pentru a întocmi acel raport și memoriu. Rapoartele întocmite pe teren, în urma constatărilor făcute privind seceta agresivă de care ne-am lovit, să zic așa, în ultima perioadă. Ca informații de ultimă oră, pot să vă spun că atât Guvernul României, la modul general, discutând prin Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, domnul Florin Barbu, au făcut o analiză și să fac analize în continuare. Asta vă pot spune că am fost informat pe tema asta, nu eu neapărat ca prefect al județului Vrancea, ci toți prefecții au fost informați, seceta fiind prezentă în mai multe județe, mai ales în partea de est a țării, în Moldova, și aici mă refer la județul Vrancea, la Buzău, Brăila, Galați și Vasluiu, dar noi cu Buzău și Galați au fost cei mai afectați. Un lucru care nu l-am spus și vreau să precizez neapărat este faptul că, printre alte solicitări, noi am solicitat în mod expres și declararea județului calamitat din punct de vedere al secetei pedologice, lucru care este în atenția Guvernului și a Ministerului Agriculturii. După calculele efectuate, constatarea este că valoarea totală estimată a despăgubirilor necesare este undeva între 500 și 600 milioane de euro, ceea ce a declarat și domnul Florin Barbu. Deci de bani ăștia avem nevoie la nivel național pentru despăgubirile în urma secetei agresive, seceta petrologică care, cu care ne-am confruntat în ultima perioadă. Din rapoartele operative și ce transatoare pe care ne-am trebuit să prefectură, suprafața afectată este de vreo 33.000 de hectare, iar pe culturile de primăvară am primit până acum rapoarte, dar pentru 9.000 de hectare, dar asta e inclus, nu mai puțin. Deci termenul de punere a științelor pentru culturile de toamnă este 1 august anul acesta. Deci noi putem primi până atunci, dar este o problemă. La data când se face înștiințarea, fermierul poate să recolteze cultura, dar trebuie să lase un marc. Deci asta este condiția că dacă a recoltat și a făcut înștiințarea acum, trebuie să aibă bandul, pentru că noi mergem pe teren unde evaluăm, estimăm producția pe suprafața respectivă, pe fiecare glob fizic. La culturile de primăvară, acum a început să vină știință, problema este că pomul este cam 100%, deci nu avem nimic la pomul afară, nici acolo mai sunt suprafețe care au scăpat. Acolo unde a fost irigat, undeva pe noi. Noi primim noi terenul de centralizare pentru culturile de toamnă. Este încheierea procesului verbal până 15 august și mai avem încă 2 săptămâni pentru centralizare. A
atunci Valentin știe exact suprafața care este afectată pe culturi conform procesul verbal. Deci noi propunem să se reanalizeze suma alocată pe hectar, pentru că cheltuielile sunt foarte mari pe hectar, pierderile sunt foarte mari pe hectar și suma de 200 de euro nu reprezintă nimic. Este un fel de a crea o situație de compromis. Adică, nu, practic, nu vrea să se ajute fermierul, ci să se dea o sumă care să spună, domnule, că s-a dat ceva. Nu reprezintă problema o situație reală. Fermierul ar primi 200 de euro la hectar, poate n-ar fi atât de rău, dar nu va primi atât. Pentru că 200 de euro se vor da pentru 100% grad de calamitate. Și noi, principala problemă pe care o avem noi în Vrancea și pentru fermierii acestui județ, este esențială declararea stării de calamitate, pentru că ordinul actual din 2020, care prevede regulamentul, întreaga procedură pentru constatarea situațiilor excepționale, se raportează la producția pe cei 5 ani anteriori și vă dați seama, aici vorbim numai de secetă, din care scadem valoarea cea mai mare și valoarea cea mai mică, adică dăm la o parte 2021, singurul an în care putem spune că în Vrancea s-a făcut agricultură, și în rest a fost numai secetă. Și avem exemplu unui fermier cu 2 tone produse care are calamitate 18%. Da, un fermier. Ce va primi acel fermier? Și ne-a comunicat treaba asta. Ce despăgubiri primește acel om? 2 tone, nimic. Eu sunt norocosul care am făcut cât de cât 2 tone și ceva, mi-a spus acel fermier, față de alți colegi care au făcut o tonă. Și atunci eu sunt în felul următor răsplătit. Am un grad de calamitate de 18%, pentru că media județului este destul de mică și despre asta vorbim. Nu că vrem noi declararea stării de calamitate și atât. O vrem pentru ca fermierii din acest județ să primească o despăgubire corespunzătoare la paguba lor. Istoricul kilometrajului și al mașinilor implicate în accidente rutiere constituie o problemă pentru eventualii cumpărători. De aceea, Registrul Auto Român lucrează la un proiect prin intermediul căruia să se poată verifica online istoricul vehiculului, fără a mai fi necesară prezența acestuia. De asemenea, și poluarea reprezintă o problemă majoră care poate avea un impact negativ asupra mediului înconjurător. Programarea la reprezentanța Registrului Auto Român Vrancea se poate face online sau telefonic. Registrul Auto Român lucrează la un proiect care se numește RAR Autopass. Este o platformă digitală care este sub incidența legii 142/2023. Aceasta va include tot istoricul trecut prin serviciuri de tahografe, asigurări și alte instituții unde poate fi încărcat unde aceste instituții vor putea încărca istoricul kilometrajului, ca fiecare posesor a unui vehicul sau viitor posesor al unui vehicul să poată accesa această platformă fără a fi necesară prezența vehiculului la Registrul Auto. Adică se poate accesa direct online, bineînțeles cu plata unei taxe. Dar despre autovehicule care poluează? Într-adevăr, este o întrebare și aceasta foarte bună. Toți ne confruntăm cu această problemă, poluarea, da? Și vrem să o reducem. Poluarea, după cum știți, provine de la noxe. Poluarea poate fi de natură sonoră sau de natură chimică. Într-adevăr, avem și vehicule respinse aceste probleme. Vehicule care sunt respinse din cauza noxelor, emisiilor de noxe, poluarea sonoră provenită de la eșapament, modificări ale canalizației de evacuare sau modificări neomologate, bineînțeles, sau pierderile de lichide, ulei sau lichidul de răcire, care este o poluare. Deci constituie a fi o poluare. Poluare de la, provenită de la ulei. Pot să vă spun dintr-un alt studiu personal că o picătură de ulei uzat contaminează o tonă de apă și devine nepotabil.
Deci vă dați seama ce înseamnă doar o simplă picătură de ulei uzat într-o tonă de apă. Deci s-a terminat. Adică devine nepotabil. Ce recomandări aveți pentru reducerea intervalului de așteptare pentru primirea unei programări și eficientizarea activității instituției? În privința asta, fiind la început ca șef de reprezentanță al acestei instituții, am făcut unele recomandări către București privind extinderea reprezentanței și angajarea personalului pentru a putea realiza mai multe vehicule și a veni în sprijinul solicitărilor de către clienți, sau construirea unei reprezentanțe noi, posibil, conform noilor precizări, să aducem și înmatriculările în aceeași instituție, adică să nu mai punem clienții pe drumuri sau să, nu știu, să-i plimbăm de colo-colo pentru a-și rezolva problema înmatriculării unui vehicul. Cum se poate obține o programare? O programare se poate obține online sau telefonic. Sunt cele două metode, sau a treia metodă este cea dedicată carosierilor autorizați sau transportatorilor, care se poate face cu programare de urgență sau într-un regim de urgență de comun acord cu șeful de reprezentanță, adică cu mine, și în funcție de managementul și de posibilitățile pe care le aveam. Cererile pentru prelungirea locurilor de parcare în Focșani se pot depune și online. Termenul limită este 31 octombrie. Cererile pentru prelungirea contractelor locurilor de parcare pot fi depuse și online. Vineri, 31 octombrie 2024, este termenul limită până la care puteți depune cererile pentru prelungirea și întocmirea contractelor de închiriere a locurilor de parcare de reședință pentru anul 2025 în municipiul Focșani. Cererile pot fi depuse online sau la sediul compartimentului parcări din cadrul Direcției de Dezvoltare și Servicii Publice Focșani din strada Comisia Centrală numărul 80A. Locurile de parcare pentru care nu s-au depus cereri de prelungire până la data de 31 octombrie 2024 vor fi considerate vacante și vor fi atribuite conform prevederilor hotărârii Consiliului Local 276 din 2021. Plata locurilor de parcare poate fi realizată online sau la sediul Direcției de Dezvoltare și Servicii Publice Focșani, cel târziu până la data de 31 decembrie 2024. Pentru depunerea online a cererilor și pentru plata online trebuie accesat linkul focșani.administrare-parcari.ro. Cererile pentru închirierea unui loc de parcare pentru anul următor pot fi realizate online sau la sediul compartimentului parcări din cadrul Direcției de Dezvoltare Servicii Publice Focșani până cel târziu pe 15 noiembrie 2024. Se arată într-un comunicat al Primăriei Municipiului Focșani. Imaginea zilei vine astăzi din cartierul Bahne al municipiului Focșani, unde pompierii vrâncene au salvat un pui de pisică. Speriată cel mai probabil de vreun zgomot sau un posibil pericol, pisoiul s-a urcat în vârful unui pom și nu reușea să mai coboare, drept pentru care cei care au văzut cele întâmplate au chemat ajutoare. Pompierii au reușit să o dea jos, iar pisicuța a ajuns în brațele stăpânei sale. Absolvenții de liceu pot obține ajutor de șomaj dacă nu își găsesc un loc de muncă în cel mult 60 de zile de la finalizarea studiilor. Ajutorul poate fi obținut indiferent dacă a fost sau nu promovat examenul de bacalaureat. Absolvenții de anul acesta sunt așteptați
la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vrancea în termen de 60 de zile de la data absolvirii pentru a fi luați în evidență ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă pentru a beneficia în condițiile legii de măsurile acordate de către instituția noastră. La final vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea va fi instabilă pe parcursul acestei nopți, dar va fi timp frumos mâine. Vântul va sufla intens. Temperaturile minime se vor încadra între 18 și 20 de grade, iar cele maxime între 25 și 27 de grade Celsius. Cu datele despre vreme, punem punct știrilor Atlas TV din această seară. Vă mulțumim pentru atenție! La revedere!